Vlad, bine ai revenit din nou la Viitorul după o pauză de 2 ani, 2 ani și jumătate. Da. Bine v-am regăsit. Mă bucur că am revenit aici. Este un club unde m-am simțit foarte bine și am jucat un fotbal de calitate. Care sunt motivele? Ce te-a determinat să semnezi din nou cu Viitorul? Păi, pot să spun că condițiile de aici, baza care este una foarte bună, fotbalul care se joacă aici și, nu în ultimul rând, faptul că sunt acasă. Din nou, alături de un lot foarte tânăr, cu care, de altfel, Viitorul a și reușit să facă performanță în ultimii ani. Da, aici se încearcă mereu cu tineri, au crescut foarte mulți, pleacă, vin, dar se pare că echipa rămâne la un nivel înalt. Ce îți dorești alături de viitor acum în noul contract? Păi îmi doresc să fiu la un nivel cât mai bun, să am evoluții bune, iar ca echipă, victorii, în primul rând play-off și apoi mai vedem dacă se poate și mai sus. Și joc frumos, goluri, cam asta. Va fi un nou sezon și în cupele europene. Sper ca experiența ta să ajute echipa pentru un parcurs cât mai lung. Da, de ce nu? Avem obiectiv și cupele europene. Ne dorim să ajungem chiar în grupe, dacă se poate.